nu vă spărați, știm că aveți multe de spus, sunt foarte multă lume care vrea să vorbească. Nu vă supărați dacă nu reușim. Următorul vorbitor, un tânăr foarte activ, care face parte tot din platforma civică Demnitate și Adevăr, Alex Kozer, jurnalist. Bună ziua, prieteni! Data trecută, când ne-am adunat acolo în scoar și am luat cuvântul, am început a vă spune că sunt trist. Eram trist pentru că am văzut niște oameni care din nou se întrebau de ce este Voronin la guvernare. Astăzi, prieteni, pot să vă spun că sunt fericit, că sunt mândru, prieteni, pentru că Piața Marii Adunării Naționale este plină, pentru că suntem...